Aici aveți canalele prin care noi încercăm să transmitem informațiile. Ne-am adaptat și noi și am creat o pagină de web, o pagină pe Facebook. Avem un buletin informativ lunar care este la al patrulea an. Frecvent prezentăm comunicate de presă, elaborăm videoclipuri, flyere cu conținut privind activitățile Uniunii Europene. Două din videoclipurile noastre realizate anul trecut le-ați primit și dumneavoastră. Ce vă putem oferi? În afară de informații privind activitățile Uniunii Europene, puteți trimite la noi informații cu privire la oportunitățile de studiu și formare profesională. Vă putem redirecționa către acele site-uri specializate unde puteți găsi aceste oportunități de studiu, de formare profesională. Despre aceste site-uri, colega mea o să vorbească în partea a doua a întâlnirii. Așa cum cursuri organizate de instituțiile europene, nu mă refer la ce concursuri, privesc concursurile din două aspecte. Unul, acele concursuri la care voi puteți să trimiteți materiale, PPT-uri, concursuri cu premii, cu tematică europeană, pe diferite domenii. Fiecare an sunt lansate de obicei concursuri pe prioritățile de comunicare ale Comisiei Europene și dacă accesați pagina noastră de internet sau pagina de Facebook, veți vedea că aproape zilnic noi diseminăm aceste informații legate de concursuri. Iar concursurile privite mă scuzați, vreau să vă vorbesc și despre acele concursuri organizate de instituțiile europene. În cazul în care ați dori să lucrați pentru instituțiile europene, există un serviciu care se numește EFO și de despre care o să vorbească colega mea ca să nu intru pe teritoriul ei și despre aceste concursuri vreau să vă vorbesc aici. Iar la ultimul punct, noi vă putem aduce informații adaptate fiind necesare în procesul de învățare. Acestea sunt datele noastre de contact, date pe care le aveți și pe cartea noastră de vizită, o să o primiți. Și cele două pagini de ne găsiți.